Te-a mai durut pieptul? Puțin azi dimineață. Ai mai tușit? Da, puțin, foarte puțin. Respirația cum e? S-a ameliorat? S-a ameliorat, respir mai bine. Doctorul Alin Măcovei Moraru își începe tura la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Craiova. Pentru pacienții greu încercați de suferință și speriați, prezența lui e liniștitoare. Dar arma principală a medicului în lupta cu virusul e profesionalismul. Perioada peste care am trecut cu toții ne-a marcat într-un fel, ne-a testat limitele fizice, psihice, ne-a făcut să vedem dacă putem fi solidari, dacă putem lucra împreună. Cel mai emoționant moment mi s-a părut să văd un prieten de la ambulanță, să-l văd dintr-o dată transformat într-o poză lipită pe geamul ambulanței. Orice caz grav îl marchează pe medicul de la urgențe aflat în prima linie a luptei cu virusul, acolo unde vin pacienții în momentele cele mai grele, în care viața lor atârnă de un fir de ață. Știi ce trebuie făcut, ai resurse și pur și simplu virusul este mai puternic decât organismul pacientului. Am pierdut oameni dragi, prieteni, mulți colegi din toate zonele. Ambulanță, infirmieri, brancardieri. Dar tragediile pandemiei nu fac decât să întărească hotărârea doctorului Măcovei de a continua lupta. În fond, și-a ales o meserie de suflet pe care o face în primul rând cu pasiune. Este medic la unitatea de primiri urgențe de 20 de ani și a colaborat cu SMURT încă de la începuturile sistemului. Eu încă sunt îndrăgostit de medicina de urgență, de la prima cardioversie pe care am văzut-o efectuată în fața ochilor mei când eram medic rezident. Am rămas fascinat de faptul că eu cu mânuțele astea două, cum se spune, pot să trezesc la viață un pacient, să-i dau un șoc electric și să răspundă la această terapie. Dar colegii de la spital îl cunosc pe medicul Măcovei și altfel, ca doctor Maco, muzician pasionat și de succes. Alin are foarte multă experiență, lucrează de foarte multă vreme în unitatea de primiri urgențe. El are această pasiune enormă pentru muzică, ascultă muzică bună, se relaxează făcând muzică, împletește foarte bine calitățile de medic cu cea de pasionat pentru muzică. Domnul doctor Măcovei, cunoscut de mulți dintre noi și doctorul Maco, pe lângă faptul că este un medic extraordinar, are și o pasiune deosebită pentru muzică. Îl cunoaștem și din experiența dumnealui în muzică, dânsul având niște hituri extrem de cunoscute pe piață din România, ceea ce mai rar din punctul ăsta de vedere să ai două pasiuni, să spunem, total diferite, medicina și totodată muzica. Și pe amândouă să le faci cu plăcere și la un nivel foarte înalt. Din amator, Dr. Maco a devenit muzician profesionist. Acasă are un studio de înregistrări perfect dotat, unde produce muzică pentru spectacole, dar și piese care ajung în topuri radio. Eu până la pian de la vârsta de 7 ani, după aia încet am evoluat către instrumente profesionale în care poți să faci un întreg cântec pe o singură clapă. Muzica pentru o piesă de teatru de pildă te transferă direct într-un alt univers. Nu pot să zic că eu vin foarte obosit după gărzi, pentru că mie îmi place ceea ce fac. Dar schimbând o meserie în ghilimele cu alta, automat cred că apare relaxarea. Faptul că treci într-o altă poveste, altă dimensiune. Dr. Maco compune, printre altele, muzică pentru spectacolele de teatru cu păpuși. Astfel, fericirii de a salva vieți îi se adaugă satisfacția de a auzi aplauzele copiilor încântați. Fericirea mea e să-i văd că muzica mea îi trezește, că îi ridică de pe scaune și că vibrează la ce se întâmplă pe scenă. Și mai mult decât atât, îmi place să văd cum regizorul construiește pe muzica mea un spectacol. Piesele pop produse în colaborare cu artiști bine cunoscuți au succes internațional. Încă din 2012, Alin Măcovei intră oficial în industria muzicală colaborând cu Bloody. Împreună au lansat piesele Alive, Fly Around Me și You and Me, care au intrat foarte repede în playlisturile radiourilor din Spania. În ceea ce privește piesele pop, marea satisfacție, sigur, să apară pe radio, să aud, chiar dacă nu sunt pe radio, este o fericire greu de descris în cuvinte, că un om din Islanda sau din Costa Rica ascultă într-un anume moment o piesă pe care tu ai compus-o acum o lună. Dacă vrei, dacă vrei, luna de pe cer, am să-l rog pe soare, să-i dea culoare, ca să-ți ofer.
Doctorul Macovei și Dr. Maco sunt două fațete ale personalității sale aflate în deplină armonie. Amândouă se hrănesc din aceeași pasiune adâncă pentru oameni și viață.